Salutare, salutare! Fac aici un ragu cu niște ardei, cu niște ceapă. Am călit ardei, ceapă și niște apio. Am pus carnea, o las să se rumenească și o să adaug niște zarzavaturi pentru ciorbă. Deci acestea sunt zarzavaturile mele pentru ciorbă. Nu am, am fost foarte mult întrebată despre ele. Dar n-am apucat să fac niciun clipuleț în legătură cu, în legătură cu ele. Zarzavaturile mele, ia uitați-le ce frumos stau. Acum am desfăcut capacul. Au și până aici niște lichid. Cum le pun eu? Aici este așa, ardei, gogoșar, cam tot ce mi-a rămas prin grădină, puțin morcov, ardei verde, ardei roșu, niște roșii mai puțin coapte, niște țelină de rădăcină, niște apio, sunt și frunze, dacă vă uitați, toate rămase din grădină, ultimele, le-am dat prin robot, le-am, dându-le prin robot normal și-au lăsat ele din apă, le-am pus în chestia asta, are un, asta are un litru, are, sau are 750, am sticle de un litru și de 750, cred că e de un litru asta. Și am pus deasupra o lingură de sare și o aspirină. Se poate pune conservant, se poate pune un vârf de cuțit de salicil, se poate să nu îl puneți. Eu le-am pus pentru că, repet, e munca mea și îmi doresc să stea cât mai mult timp și să nu mă trezesc cu cine știe ce surprize. Am pus capăcelul, așa, am pus capăcelul și le-am pus într-o oală mare de 10 litri cu apă. Am băgat sticlele cu capacul pus, le-a dat foarte bine. Și le-am lăsat o jumătate de oră din momentul în care au dat în clocot. Și a ieșit o minunăție, le-am lăsat în pături la răcit. Și am toată iarna, nu mi le scot congelate, nu mi ocupă spațiu în congelator, oricum nu am eu foarte mult spațiu liber în congelator, pentru că dacă tai porc, mai pun niște pui, mai pun diverse alte legume, fructe și așa mai departe, vinete, alea nu le pun la borcan, că le pun în mare parte în congelator. Și așa mai departe, nu am suficient. Nu știu dacă o să reușesc, cred că nu mă lăsat deasupra, o să reușesc să le scot așa fără să pun un cuțit o ceva. Dar eu după ce am desfăcut chestia asta, o bag în frigider și mi-ajunge, mie un litru mi-ajunge la 4-5 ciorbe. Pentru că, normal, este foarte, foarte concentrat. La ragu meu, deci o să mai adaug astea, o să las să scadă destul de bine. După ce scadă și s-a rumenit toată situația, o să pun o cană de apă. Mai fierbe și când a scăzut și cana respectivă de apă, o să-i pun o sticlă de 750 de ml de bulion. Eu am aici un kilogram de carne. Amestec vită și porc. Asta e luată din Lidl. Pentru că... Da, mai am de porc în congelator, dar îmi era congelată. Și am zis că până se dezgheață, până un alta, o folosesc asta și nu este chiar atât de grasă fiind vită și porc. Și e ok. Este o cantitate destul de mare de ragu, vreo 4 borcane. Eu îl folosesc unul, să zicem, și celelalte le bag în congelator, pentru că altfel nu o să reziste fără sterilizare. Cam asta ar fi. Două rețete într-unul, rețeta mea de zarzavaturi și rețeta de ragu. Pentru că astăzi, în sfârșit, o să fac lasagna! Am pupat!